Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Uite, Flea Market scrie aici, aici trebuie să intrăm. Ai văzut? Scrie sus. Uite-te și pe jos și pe sus. Sau uite-te tu pe jos și eu pe sus. Mergeam foarte atenți. Ne-am uitat la toate tarabele, cu haine, cu bijuterii, cu antichități. Dar nicăieri nu am văzut magazinul al nostru. Thank you. Thank you. Hai să întrebăm oameni. Hello, sir. This is Jaffa Flea Market. Flea Market, thank you. Hai să căutăm simbolul. Elvira, dar nu repede, te rog frumos. Adică, repede, dar nu repede. Înțelegi ce vreau să spun, da? Deci noi am venit pe străduța asta. Da. Și mai e străduța asta. Hai, pui. Fără-ți pe Mihai. Caută și Mihai. Unde e Mihai? Stai să-mi trecem pe lângă logo-uri. Hello, ma'am. Do you have a symbol here? Do you have this logo? This logo? No, hai, că nu-l ai. Era în față, făcut dreapta. Sigur că tot pe alea uite și pe băieți. Hai să dăm până în capul și aici. Hai. Noroc, băieți. O să trăiți. Bun venit în finală. Am văzut pe Mihai și Elvira căutau, ei nu găsiseră încă. Se întorc pe parte, nu e nici pe altă parte pe unde s-au dus ei să vedem că poate nu cumva au ratat. Bazar. Yes. Oh, hello. Yes. Ok, nice. Și-a găsit rău. Întreabă oameni ce fac. We need these objects. No, you have the sign. You have the sign. Era full. Cum să găsești 6 obiecte total diferite? Că nu erau puse pe categorie. Erau niște maldere de obiecte. Stăm aici o zi. Cutie, radio, fluier. Cutia asta. Wow, câte sunt. Băi, deci tu crezi că sunt aici? Aveam pe tabletă imaginile obiectelor pe care trebuia să le găsim. Trebuia să aflăm cât costă și să facem suma costurilor. Mamă, uite și aici sunt multe, Elvire. Deci, radio, hai... e un radio aici, Mihai. Care? E asta. 3, da, 2, asta 6. E. 3, 2, 6, uite, bravo. Scrie 3, 2, 6. Am văzut un radio micuț. Eu îmi imaginam că ar trebui să caut un radio mai mare. L-am întors, acolo era prețul. Și semnul Asia Express. Și atunci știam exact ce cautam. Pahar, fluier. Cutie roșie, cutie albastră și asta de lumânări. Dar nu e asta. Nu, e mai lung și mai mare paharul. Uite logo. Hai. Băgam, ia magazin. Și cumva pe după dubă și în momentul ăla cum am traversat așa, m-am întors și am văzut o bulină roșie și zic, hai mă, că am văzut ăla e magazinul nostru. Practic la 100 și ceva de metri unul de celălalt. Auzi, hai să întrebăm direct cât costă. Unde șeful? Hello! Și ne ducem direct la domnii ăia de acolo, vă încercăm cu vrăjeală. Sir, what is the price on the market? I don't know. On this 200. I don't see, I'm blind. I will make you some... Vrăjeala, ăștia avea instruit să nu spună nimic. Nu mai dai seama că nu mai zice în finală, nu mai faci nicio șmecherie. Cutia cu cărți și candelabru ăla în trei. Exact ce ne place nouă, să căutăm, bă. Hai, tata. Odată ce au identificat locația misiunii, fiecare echipă are de căutat cu precizie o listă de 6 obiecte ce se află în inventarul magazinului, adică acul în carul cu fân. Dar găsirea lor este extrem de importantă. Suma prețurilor celor 6 obiecte are ca rezultat codul de acces către următoarele întrebări. Mamă, ce nebunie e aici, incredibil! Dumnezeule! Ne era și frica că o să fim ca elefantul ăsta care dărâma totul în fabrica de porțelan. Fai, găsește acum carul cu fân, deci exact asta e imposibil. Asta e, uite, una. Hop. Ce? Mamă, păi așa repede. Simbolul pe spate, părăți, cați. 319 marafeți, odată. Am găsit, nu e. Plus că aici e și închis. Asta. Da, asta e. Asta.
Țineam minte că Mihai, în momentul în care îl vedea acolo în poza, a spus că are și steaua lui David și fix după asta l-am recunoscut, nu după altceva, pentru că suporturile astea au fost o grămadă acolo. Mai avem cutia asta roșie, paharul, cutia albastră și fluierul. Eu nu știu cât de mare e porcăria aia. Bă, ești prost? Bă, hai să intrăm. Hai să ne uităm unde sunt pahare, aici sunt pahare. Asta? Care? Da, aia e, aia e. Bravo, bravo, sigur? Bravo. Da, asta e, uite, 2, 5, 6. Deja prindem încredere, e clar că obiectele sunt acolo undeva, numai că n-au gură să ne strige. Uite cântat ăsta, ăsta e, ăsta albul. Ăla bun. Așa. Cum am intrat, la un moment dat, Emi vede pe dreapta casetofonul ăla sau ce era. Aveam două obiecte. E cupă metalică, aurie. Aici, aici, aici am găsit-o. Aia e. Aia e, aia e. 2, 4, 5. Imediat după ce am găsit sticluța asta albastră, n-am uitat în stânga și stânga pe un dulap era un pahar. Deci mai avem fluier și cutie. Fluier și cutie. Uite, bă, Emile, ăsta e... Ăsta e ăla, mă. Ăsta e. Ăsta e, ăsta e. Bombă. Bombă. Aveam capsemnul pe partea alta, avea prețul, ia-l și pe asta. Ne trebuie candelabrul ăla. Candelabru, ne trebuie puloaca. Candelabru, puloaca și cărțile. Nu, nu, nu e aia. Uite cum arată. E cu roșu, cu galben și fundul e maroniu. Cărți pe aici. Dar degeaba, că nu e nimic. Dar unde e puloaca aia? Că asta mă interesează. Puloaca, puloaca, bravo. Cum dau de două ori din cutie, găsesc, nu știu cu ăla. Puloaca. Știuțu. Cutie, ia vezi asta, asta. Asta e, asta e. Hai. Asta e, Firar. Da. 3-1-9. 3-1-9. Mamă, pare mult mai mică. Și mai avem fluier. Cea mai mare problemă pentru mine acolo era că obiectele erau de fapt mult mai mici decât păreau în poză. Da. Ăla de cărți e în zona de cărți, dar ne-am uitat noi bine, trebuie să ne uităm. Poate ne uităm după ceva mare și de fapt e mic. Nu-mi dau seama. Oh, fluier, fluier. Asta e, yes, 3-1-6. 3-1-6. Hai, fă suma. Nu poți. Ha? Cum nu poți? Hai, mă, pe bune. Da. Bă, dar candelabrul ăsta să fie afară sau aici? Vine până afară și o luăm după aia din nou în curând și cu siguranță. Hai, că oricum pierdem timp, că tot de 5 minute. Pierdurăm timp până aici, ce să faci? Să cauți niște chestii de genul ăsta e doar o chestiune de bulan, dacă ți arunci ochii și dacă ești atent în momentul ăla. 12, 14, 17. Ar trebui să fie codul 1736. Mai fă o dată suma. Zi, cât? Mai faci o dată? 1736. 1736. Corect, yes! Ce bine că ai văzut fluierul! Mergi la întrebare, ok. Cum se numea șeful argonauților? Argonauții era pe care ai era știut. Primul, cred, da? Iason, Orfeu, tabulara asta. Blanc, nimic, zero. Iason și Tezeu nu le mai țin minte. Ba da, Tezeu, Tezeu nu era Tezeu... și aici. Argonauți, noi am învățat 12 la număr, dar pe șef nu ne-am concentrat deloc. Heracle era primul. Asta e, masa mare, dacă greșim, greșim. Dar era șef. Tu știai asta? Nu. Sigur era primul Heracle atunci. Păi nu, era... dar șef, dar noi am... Nu, hai să întrebăm pe cineva. Pe ce știu ei de argonauți? Stai și așteaptă 3 minute și pierzi timp și de băieți nu știm nimic. Ăsta nu e bun. Uite-l, bă, mâncați-și gura ta. Ăla-i, ăla-i sigur. 5 obiecte. 5 din 6. Unu-i pucărul. Argonaut, Argo. Înapoi la întrebare, ok. Cum se numea șeful argonauților? Iason. Pun Iason? Da. Masa mare. Corect, yes! Așa. Iason era, da, țin minte. Răspuns corect. Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.
bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.